Alo, sunt Adex și Crăciun fericit tuturor, băieți, bine v-am găsit la un episod pe Metin 2 Tiger Ghost. Astăzi facem o serie nouă, o să facem bișniță cu 100 de oni, doar că serie o să se numească From 100 to 999, să vedem dacă ajungem la 1000 de oni doar din bișniță pe, pe Metin, începem cu 100 de oni. Are să luăm și sticla, ați văzut că din 100 de MD-uri merea doar donat în sticlă. Aia, o să mai cumpăr un voucher. Din 100 de MD-uri mi-a dat doar 5 zile jumate de magazin premium. Hai să scot de aici. Bam, bam, bam. 5 zile și 12 ore. O să îl prelungesc eu, nu-i problemă. Doar că acum trebuie să mai cumpăr un voucher și revin. Așa, am luat și voucherul, mă aștept băiatul ăsta să-l găsesc pe sticlă. Te mulțumim foarte mult. L-am băgat. Hai să luăm sticlă. Țac, pac. Iau de 7 zile. E ok și mai rămân. Da, mai au și un magazin offline. Să vedem ce pică. Magazin. Și 4 zile. Ah, ok, bine. E perfect. Îl scoatem și pe ăla. Bam, bam. Așa, deci 4 zile, 8 zile, 9 zile jumate, mai mult decât perfect. Hai să dăm bice cu magazinul. O să facem bișniță și cu iteme. Deci dacă aveți ceva de vânzare, îmi scrieți. O să facem bișniță și cu alchimie și cu consumabile. Deci cu absolut orice vom face bișniță. De la 100 de ori pornind până la 1000, da, dacă se poate. Am un legendar, un granat legendar și vreau să dau în ele să văd dacă iese bine, dacă nu, ai. Hai să vedem, țac, pac, n-a ieșit. Nu contează, îl băgăm shop pe ăsta la 2 ori și da, hai să vedem ce cumpărăm azi. Hai că nu m-am putut abține și dai ultima chestie de genul pe care facem, ultima chestie de risc. Am luat încă 4 legendare și hai să vedem cum se treaba. Un mythic, eșuat, deci avem 6 cu 2, 8 oni, minus 2 oni, aia e, nu e nicio problemă, le băgăm în shop și nu mai facem nimic de risc. O să facem doar bișniță și atât. Hai să vedem ce găsim pe la alchimie să cumpărăm. Avem un Onyx la 2136, îl băgăm la 2144. Da, schimb și uți am 31 și așa. Deci orice bijință e bună și 10 caca, tot e bine. 2136, băgăm la 2144. Bun, hai să vedem la granat ce este. Da, le-au și păstat și-l bă la 2.15, la fel ca și celălalt pe care îl mai am deja. Bun, aici avem ce să luăm, nu? La jad. Nu. La rubin. Nici la rubin avem ce să luăm. La diamant. Nici la diamant, mama, s-a dat puternic în diamant după cum văd eu. Hai să băgăm asta. Băgăm asta repede aici. Deci granatul am zis 2.15 și ăsta cât am să-l bag? Nici nu mai știu, ții minte. Ia să vedem, Onyx legendar. 2.44 am să-l bag. Hai să-l băgăm repede. 2.44. O să dau și pe chat că cumpăr item la preț redus. Și dacă mai prezi vreun PME, vreo ofertă, ceva, revin. Am mai uitat puțin pe sticlă, sunt două flăcări la 80 și la 80. Le iau, le băgăm la 88. 10% profit, e bine. 88, bam, bam. Perfect, încă 10% profit. Jad mythic la 7 1 și 0 young, perfect, îl bag la 7 1 44 și pe ăsta. Ia să vedem la safire, găsim ceva să luăm, nu.
granat. O. Onyx. Nu. Și eu l-am tăiat, parcă la 7 ani. Da, 7 ani, 44, zboară și el. Țac, pac, 7 ani, 44. Perfect. Da, bun. Până acum n-am primit niciun PM cum că ar vrea cineva să vândă, doar ce am găsit pe sticlă am cumpărat și evident că ce o să găsi pe sticlă o să fie puțin mai puțin profit, pentru că dacă îmi dă cineva pe mine care are un pachet de iteme, o să-i dau cu 10% mai puțin, să-i dau și eu cu 20-25-30%, legeți, și e altceva. Așa că hai că revenim că mai poate mai găsim ceva, vedem. M-am uitat eu pe sticlă la o obișniță riscantă, dar o încercăm. Aici. Aici. 200 la 14.75. 200 la 14.75. 200 la 14.77. 200 la 15 ori. Deci 14.75 face o medie de 14.8. 2 secunde și avem calculator. 14.8 ori 4 vin 59 de ori. E sticlă cele mai ieftine acum, în momentul sau după ce le-am cumpărat eu, sunt 20, deci eu o să le pun la 19. Și vine 19 ori 4, 76 de ori. Deci am fi pe profit 17 ori. Dacă s-ar cumpăra la 19 ori. Și le pun așa ca să mai am unde să mai scad. 19, bam, bam, bam. Dar nu cred că o să mai scad. O să cumpere le urată și urată. Și asta a fost o business bună. Asta a fost business. Foarte bun. Mai am 18 ani de investit în acest videoclip. Și să vedem ce mai găsesc. Având în vedere că s-a dat foarte tare în diamante legendare azi, m-am gândit să fac o investiție la diamante antice, în ideea în care, dacă are și legendare, le-aș vinde la un preț mai bun decât ar fi la normal. Am nevoie de 4 legendare ca să fiu pe egal. Hai să dăm bătaie. Prima eșuată. Avem un legendar. Tot un legendar. Tot un legendar. 2 legendare. 3 legendare. Am cu 4. 4 legendare, deci suntem pe plus cu un antic. N-avem ceva full pe aici? N-avem nimic full. Hai să le băgăm repede pe piață. Le-am calculat eu după piață și după ce am eu aici și nu prea e profit, suntem cam pe egal. Așa că dăm până la mitic. Vedem ce iese. Hai cu 2 mitice. Zac! A ieșuat primul, bam, a ieșuat. Avem un mitic, deci Gaură. S-au terminat și banii și așa arată shop-ul. După calculele mele vin 110 ani și suntem foarte bine având în vedere gaura pe care am luat-o la alchimie și la granate, dar și la diamante. Nu o să mai dau un granatele astea două, nu o să mai dau în alchimie o perioadă de timp, măcar 2-3 clipuri, pentru că nu are sens să risc o gaură degeaba. Mai seria asta e, ideea cu seria asta e să mergem la sigur, deci nu o să mai dau foarte curând în alchimie. Da, vă băiți, ăsta a fost și videoclipul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, share și subscribe. Eu am fost Geo. Dacă aveți ceva de vânzare, contactați-mă. Ne revedem la următorul videoclip cu bine. Vă pup. Pa, pa.